Doamnelor și domnilor, stimați colegi, vă salut și vă mulțumesc pentru invitația de participa la acest eveniment important pentru mass media din Republica Moldova. Eu, dar cred că și fiecare cetățean, noi începem ziua cu știri. Și dimineața ne trezim și încercăm să vedem ce s-a întâmplat în timp. Și lucrurile au face pe parcursul întregii zile. Da, am devenit consumatori dependenți, dependenți firească, aș spune eu. Iar dumneavoastră sunteți cei care ne aduceți aceste știri. Că bune, că mai puțin bune, important că să fie corecte, în special în această perioadă și, nu știu, ieri, când știrile false, încercarea de a manipula este tot mai evidențiată și, mă rog, cine vrea să fie păcălit, toți vor vrem să fie informați corect, pentru că de informația corectă va depinde decizia fiecărui din noi, cât de corectă va fi, depinde decizia factorilor de, mă rog, scuzați, sunt autologia factorului, decizie, atunci când e o decizie politică, te bazezi pe informații, te bazezi pe acele știri, acele relatări din teren, acele analize care, în majoritatea cazurilor, vin de la comunitatea dumneavoastră. Noi suntem la sfârșit de an. An, cred că, an care ne-a marcat pe toți. An al războiului. Un an care l-a schimbat și l-a schimbat pe mult timp înainte felul nostru de a fi, de a ne poziționa. Eu vreau să vă mulțumesc pentru că ați fost cei care, de la bun început, ați relatat, ați argumentat, ați pus în valoare empatia cetățenilor noștri față de refugiații din Ucraina. A fost cei care ați sesizat, bravo vouă, din prima, de la bun început, încercările de a poziționa, a baga niște clivaje între refugiați și cetățenii noștri. Și asta ne-a permis, la cred, să oprim această antagonizare. Sigur, avem foarte mult de lucru. Războiul informațional a devenit parte a vieții noastre. Anul ăsta, cred că a arătat, eu până la începutul războiului spuneam așa, că avem propagandă de așa, de consum local și avem propagandă de import. Păi, anul ăsta a arătat că cumva s-a transformat și cea locală și cea de import în tot întreg. Pentru că inspirația și izvorul vine de la Kremlin și mă toți lucrurile să-l cunoaștem. Apreciez curajul noastră, acelor care ați mers în Ucraina, ați relatat de la fața locului, ați transmis emoția, ați simțit ce este acolo și sunt sigur că ați văzut. Uneori este foarte complicat și eu le spun la toți. Una e să vezi de acasă, din confort, la televizor, ce se întâmplă acolo și alta să fii în teren și să te uiți în ochii oamenilor și să vedeți suferința și talentul nostru este de a transmite acele mesaje, acele realități din centrul evenimentului. Foarte mult îmi doresc și m-am bucurat când am văzut noua componență a Consiliului Vizualului. Știu cum le este simplu. Știu că așteptările noastre sunt foarte mari vis-a-vis de colegii din audiovizual, din Consiliul Vizual. Noi încercăm nici să nu împovărăm prea mult, pentru că, da, monitorizarea ceea ce vedem la televizor, presa scrisă, este important, însă noi avem o dimensiune necontrolată, practic, internetul, rețelele de socializare, care vedeți cât de bine, da, cât de profesionist este folosit de către cei care
propagă dezinformarea, propaganda și asta este o temă pe care eu vă invit să medităm împreună remedii sau soluții de import ideale. Nu sunt toți cei care am discutat în interlocutorii mei din Parlament, țările europene, mi-am spus să facă sincer, toți învață. Și sarcina primordială este să putem să găsim acel echilibru între libertatea de expresie și combaterea dezinformării fake-urilor. Dar trebuie să o facem. Dincolo de războiul de pe teren, noi asistăm la un război informațional foarte dur și el se va intensifica, în special în această iarnă. Am spus-o și repet, Federația Rusă consideră, sau, da, consideră că această iarnă este crucială pentru ei. În a ne abate de la parcursul nostru european, așa consideră ei. Pe lângă șantajul energetic la care suntem supuși și vom continua să suntem supuși, o să asistăm la atacuri mediatice foarte, foarte dure. Și aici, acum spun părerea mea, sincer, atunci când asiști o asemenea asalt, va trebui să recurgem și la acțiuni mai dure. Pentru că nu poți să stai și să te uiți cum își trec televiziunile de la un holding la alt holding. Cu alte cuvinte, discutați să se spună foarte dur, de la un bandit la alt bandit. Nu putem să asistăm la așa ceva. Și va trebui să intervenim dur. Și aici eu am toată deschiderea. Pentru a face lucrul ăsta, chiar dacă invidesc o să fim și criticați, dar nu asta este preocuparea noastră. În rest, eu vă doresc succes. Sunt teme, am auzit de la doamna Zăcărie, foarte interesante. Vrem să învățăm și noi, de la dumneavoastră. Colega mea, doamna Niculescu, va participa la eveniment. Ca coadă, de aceea, invitația noastră este, haideți împreună să găsim acele soluții, acele instrumentare, să ajutăm instituțiile media. Da, eu sunt de acord, avem o problemă cu măsurătorul, fermecatul. Da, să vedem cum îl dezlegăm. Nodul ăsta, el trebuie dezlegat. Dacă nu se dezleagă, există o tradiție vieții, să tai. Și așa, variantă este. Pentru că piața de publicitate, da, e o provocare, trebuie să ajungă într-adevăr la cei care au audiența, care au și aici trebuie să soluționăm. Aș vrea să discutăm și despre cum, nu doar prin publicitate, dar și în alte modalități, să susținem presa. Pentru că, da, nu susții presa, atunci nu trebuie să ai, mă refer la cei. Tagma mea, da. Trebuie și doar, nu doar să solici, dar trebuie și să ajungi prin, inclusiv prin linii de finanțare, prin programe de finanțare. Și aici, iarăși, vă invit să medităm împreună. Vă mulțumesc, încă o dată, pentru munca care o faceți, pentru informația care o furnizați. Și cum spuneam, noi dimineața începem cu ceea ce produceți dumneavoastră și ziua totul. Terminăm cu informația care vine de la dumneavoastră. Dați-ne voie. Dați-ne, vă rog, informații cât mai bune. Mersi mult!